Humble Club Zalău încheie anul 2012 pe locul 4 în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handbal. După primele o partide disputate, echipa pregătită de Gheorghe Tadic a reușit să câștige 4 partide, a remizat în una și a părăsit terenul învins în alte 3. Chiar dacă echipa sa a suferit un eșec pe teren propriu în actualul sezon, Gheorghe Tadic, antrenorul sălăjenților, s-a declarat mulțumit de evoluția elevelor sale din acest debut de sezon. Ne-am avut, după cum se știe, 9 zile, zic eu, faste bune pentru noi. Am obținut calificare în Cupa EHF, am făcut și 2 victorii cu 4 puncte în clasament, ceea ce ne-a propulsat acolo spre locul 4, deci din nou spre loc de Cupa Europeană. Victoriile fac bine, suntem aproape de ceea ce ne-am dorit. Am fi dorit, desigur, 11 sau 12 puncte. A fost acea sincopă cu Baia Mare, de care nu o să mai aduc aminte de fiecare dată, dar important este că ne-a revenit și am luat puncte importante și, așa cum spuneam, și calificarea în cele 2 mașe din Islanda. Eu spun că sunt puncte importante, întrucât s-au obținut în condiții speciale, respectiv niște drumuri istovitoare, extraordinar de lungi, care au obosit atât la Craiova cât și și în Islanda. Și să nu uităm că între ele am avut și un meci de campionat dificil cu CSM București, care și ei sunt în căutarea primelor 4-5 locuri. Deci noi, prin ceea ce ne-am propus la început de campionat, suntem în grafic. Jocurile de campionat din Liga Națională Feminine de Handbal se vor relua în data de 12 ianuarie 2013, cu jocurile etapei 8-a, etapa din care s-au disputat în devans 2 partide, HCM Baia Mare, CSM Ploiești, încheiată cu victoria maramureșenilor cu scorul de 32-26, și cea dintre Handbal Club Zalău și Sport Club Municipal Craiova, partidă câștigată de Sălăjence cu scorul de 20-16.